Bine, v-am găsit la un nou video. Revin cu evoluția bursei pe BVB și internațional și evenimente interesante din iulie. Voi începe ca de obicei cu evenimentele pe care le-am considerat eu interesante în luna iulie, în luna ce tocmai a trecut. Și după cum am menționat și aici, BNR a ieftinit banii prin scăderea ratei dobânzii de politică monetară. Am lăsat și un link către un articol de pe Hot News. De asemenea, inflația în SUA a scăzut la 3%, era estimată să fie la 3,1% și probabilitatea ca Fed să scadă dobânda în SUA în septembrie este una foarte mare. Vom vedea ce se va întâmpla din punct de vedere în legătură cu asta și vedem și aici un grafic cu probabilitatea, dar vom vedea dacă se va concretiza acest aspect. Și programul Casa Verde Fotovoltaice 2024 ar putea începe la final de august, început de septembrie. Am lăsat de asemenea un link în articol. Voi trece acum la evoluția bursei, să vedem cum a evoluat aceasta. Voi începe ca de obicei cu Bursa de Valori de la București, cu principalul indice, indicele BET, care a avut o creștere de 2,1% în luna iulie. Și dacă ne uităm și la ETF-ul ce replică acest indice, vedem că și acesta a avut o creștere asemănătoare de 2,2%. Și uitându-ne și la Relative Strength Index, care ne spune de obicei cât de supracumpărat sau supravândut este un activ, vedem că acesta s-a aflat la pragul superior, ceea ce ne-ar putea spune că este supravândut, dar cum menționez de fiecare dată, nu este singurul indice la care ar trebui să ne uităm. Eu îl menționez în fiecare dintre videouri. Trecăm puțin și la S&P 500, vedem că acesta a avut o creștere de 1,1% și dacă ne uităm și la ETF-ul ce replică acest indice, vedem că cum a evoluat indexul RSI, vedem că a trecut de pragul de 70, după care a scăzut aproape de pragul inferior. Uitându-ne și la Nasdaq 100, vedem că acesta a avut o scădere de minus 1,6% în luna iulie și dacă ne uităm și la ETF-ul ce îl replică, vedem că acesta, la fel ca S&P 500, a avut o creștere, după care o scădere aproape de pragul inferior, ceea ce ne-ar putea duce cu gândul la o supravânzare. Uitându-ne și la ETF-ul ce replică MSCI World, vedem că acesta a stagnat aproape de minus 0,1%. În luna iulie și uitându-ne și la sentimentul pieței din acest moment, vedem că momentan în piață este o frică, dar și luna trecută am avut același sentiment. Trecem puțin în revistă și piața de criptomonede. Vedem că Bitcoin a avut o creștere de aproape 3,2% în luna aceasta și vedem și cum a oscilat Relative Strength Index pe parcursul acestei luni. De asemenea, E-Gold, RSI-ul la fel, a oscilat și vedem că pentru acesta avem o creștere de aproape 4,5%. Și să ne uităm puțin și la sentimentul din piața cripto în acest moment, care este de 57 versus luna trecută, unde am avut un sentiment neutru, acum ne apropiem de ușoară lăcomie în piață. Sper că a fost util acest video, dacă v-a plăcut nu uitați să vă abonați la articolele noi din această zonă cu nume și adresa de e-mail pentru a fi informați când am noutăți și de asemenea nu uitați să vă apăsați pe butonul de subscribe și să apăsați pe clopoțel pentru a fi la curent cu noile videouri. Vă mulțumesc, la revedere!